fac o scurtă. Întrebați? Vă rog. Stimați jurnaliști, bine ați venit la conferința de presă a doamnei comisar pentru transporturi Adina Vălean. Vă rog, atunci când o să vină rândul să adresați întrebări, să vă prezentați și să prezentați instituția de presă. Doamna comisar. Bună ziua, stimați jurnaliști. Mă bucur că sunt astăzi în Moldova și că avem ocazia să ne întâlnim. La ultima vizită la Chișinău am discutat cu dumneavoastră despre posibila aderare a Moldovei la Uniunea Europeană. Atunci era o discuție teoretică. Astăzi, după numai un an și jumătate, discuția este cât se poate de practică. În ultimul an, după ce a obținut statutul de candidată la Uniunea Europeană, în domeniul transporturilor am făcut niște pași importanți. Am început procesul de adaptare a rețelei de transport europene, așa numită TEN-T, pentru Moldova și Ucraina, și în aproximativ o lună sper să semnăm acordul pentru hărțile de infrastructură esențiale actualizate, care vor include infrastructura, printre altele și infrastructura din Moldova. După cum mulți dintre dumneavoastră știu, avem de asemenea un acord temporar de liberalizare a transportului rutier între Uniunea Europeană și Moldova, care a adus economiei Moldovei o apropiere de piața noastră unică, a permis atât Moldovei cât și Uniunii Europene să realizeze mai multe schimburi comerciale. Astăzi am venit în Moldova și am semnat cu premierul Recean și cu doamna ministra infrastructurii Dabija acordul de asociere al țării dumneavoastră la mecanismul de interconectare al Europei, oferind astfel acces la fonduri la care au acces doar statele membre ale Uniunii Europene. E o premieră și mă bucur că premiera aceasta se întâmplă astăzi aici, de Ziua Europei, la Chișinău. Pentru dumneavoastră, cetățenii moldoveni, SEF este un mecanism de finanțare care are un buget considerabil și cred că pentru dumneavoastră va exista o foarte bună oportunitate de a accesa aceste fonduri deja în următoarea etapă de finanțare care începe în septembrie. Sper ca aceasta să reprezinte o oportunitate care se transformă într-o realitate în ceea ce înseamnă o finanțare directă sau un acces direct al Moldovei la mecanisme rezervate până acum numai Uniunii Europene. Am să mă opresc aici și, desigur, aștept întrebări la dumneavoastră. Nicoleta Negrescu, Vocea Basarabiei. În ce condiții Republica Moldova va putea accesa fondurile mecanismului, ținând cont de faptul că Republica Moldova este țară candidată la UE și nu membră, UE? Asocierea la mecanismul de interconectare, pentru care precizez că, de fapt, adresăm fonduri de infrastructură, nu numai în domeniul transporturilor, dar și în domeniul rețelelor de energie și în domeniul rețelelor digitale, este un mecanism guvernat de un regulament european, deci regulile sunt clare, dar Moldova intră ca membru cu drepturi depline în acest mecanism. Asta înseamnă dezvoltarea de proiecte. Sigur, vom sprijini autoritățile prin o prezentare pe care intenționăm să o facem cât mai curând a tuturor criteriilor și detaliilor acestui mecanism, tocmai pentru a facilita deja depunerea de proiecte, sperăm noi, în următoarea etapă de finanțare, care se deschide în septembrie, durează până anul viitor, are 2,5 miliarde. În plus, trebuie să vă spun că, deși acest regulament european pentru statele membre europene presupune o cotă de cofinanțare din partea statelor respective atunci când o aplică pentru proiecte în cadrul mecanismului. Pentru Moldova, anul acesta, doamna președintă a Comisiei Europene a propus un waiver. Asta înseamnă că o scutire de participare, de contribuție a Moldovei la aceste proiecte. Deci este o oportunitate foarte bună. Asta înseamnă că mecanismul poate sprijini integral un astfel de proiect pentru Moldova în perioada următoare.
Mulțumesc. Nadia Micuță, reporteră TV Moldova. Ținând cont că urmează să înceapă negocierile de aderare la UE, iată să ne spuneți de ce alte proiecte ar putea beneficia Republica Moldova în timpul apropiat, dacă sunt preconizate, dacă ați discutat, știm că astăzi ați discutat cu mai mulți oficiali de la Chișinău. După cum am spus și în declarația mea, unul din pașii fără precedent și extrem de importanți pe care Moldova îi face în asocierea cu Uniunea Europeană este includerea rețelei de infrastructură din Moldova în hărțile de infrastructură extinse ale Uniunii Europene, așa numită TEN-T. Asta urmează să fie semnată în curând, pentru că așteptăm finalizarea unui studiu realizat împreună cu Jasper pentru un proiect, aș spune, strategic foarte important în zonă, o linie de cale ferată, Lvov, Iași, Chișinău, Odessa, cu ecartament european. Asta este un simplu exemplu despre tipul de proiecte care o așteaptă pe Moldova alături de partenerii din regiune pentru a-și dezvolta infrastructura de transport, pentru că infrastructura de transport e o condiție de bază a dezvoltării economice și a schimburilor comerciale. Dumneavoastră infrastructura Republicii Moldova în acest moment și ținând cont că urmează negocierile, e o etapă foarte importantă în care Republica Moldova trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Ce probleme vedeți dumneavoastră la acest capitol și cum am putea consolida și dezvolta astfel încât să le îmbunătățim? Totdeauna, pentru orice țară, veți întreba problemele care se confruntă infrastructura țin de necesarul de investiții. Deci ceea ce are nevoie Moldova pentru infrastructura de transport, pentru conectivitatea cu piața europeană, sunt investițiile. Aici, sigur, Uniunea Europeană are deja proiecte generoase, dorește să ajute în continuare. Pe de altă parte, în perspectivă integrării în comunitatea de transport europeană, acquis-ul de comunitar este foarte important. În domeniul transportului transportul reprezintă în acquis-ul general european un procent foarte mare, deci foarte multă, să spunem, muncă de aliniere legislativă, dar asta nu face decât să aducă plusuri și o coerență mai mare de limbaj, de finanțare, de politici între Moldova și Uniunea Europeană, deci este ceva pozitiv. Iar noi suntem și eu personal foarte angajată și colegii mei din comunitatea de transport să ajutăm cât putem mai mult în Moldova pe acest parcurs al alinierii legislative, a scrierii de proiecte, al implementării proiectelor, găsirii celor mai bune surse de finanțare. Deci toată această acest efort enorm care înseamnă dezvoltarea unei infrastructuri de transport într-o țară. Nu are, să spunem, are nevoie de dezvoltări ulterioare în toate sectoarele. Foarte importantă calea ferată, care reprezintă și pentru economie o oportunitate de dezvoltare, dar sigur, peste tot, investițiile în calea ferată sunt costisitoare, dar necesare. Știu că se lucrează și există o bună dezvoltare în direcția rețelei de drumuri pentru transportul rutier. Trebuie mai multe interconectări cu țările vecine. Moldova este deja, are 3 proiecte depuse în acest mecanism de interconectare europeană împreună cu România. Mâine voi semna la Constanța finanțarea pentru unul din aceste proiecte, vorba de podul Ungheni-Ungheni, 16 milioane de euro. Celelalte 2 proiecte pentru poduri sunt în evaluare, dar cred că evaluarea va fi pozitivă. Astea sunt doar exemple, proiecte care însumate, sigur, privind în perspectivă, terminal multimodal, de ce nu dezvoltarea portului de la Giurgiulești, toate acestea trebuie văzute ca o parte a ecosistemului ce înseamnă transporturile interne, cu puncte de conectare foarte bună către piața europeană, cu România în particular. Dumitru Grișca, Moldova 1. Ați vorbit despre actualizarea hărților.
Să înțelegem că este actualizarea, includerea drumurilor naționale în rețeaua drumurilor cu Uniunea Europeană. Puteți să ne spuneți, vă rog, după ce vor fi actualizate, deja Republica Moldova poate să depună proiecte pentru dezvoltarea drumurilor și construcția altor noi? Da, rețeaua de transport europeană include toate modurile, nu se referă numai la drumuri, nu numai la rutier, ci și la căile ferate, de asemenea partea de ape navigabile, aeroportul, tot, plus legăturile între ele, nodurile urbane, foarte important, acele localități care au o dezvoltare pe care o numim noi și cerințe legate de dezvoltarea inteligentă a orașelor. Deci este un ansamblu de infrastructură și factori și politici care dezvoltă o asemenea rețea. Ea are o parte principală pe care dorim să o dezvoltăm până în 2030, cu termen de realizare 2030, așa zisă rețea principală, și rețeaua extinsă, care acoperă restul conexiunilor, fie feroviare sau... Deci, acum Moldova face parte din această hartă a Europei. Spuneam că e fără precedent, pentru că e prima dată când extindem hărțile prioritare și de transport europene către state care nu sunt într-un proces de negociere. Dar este un lucru bun, pentru că dă deja perspectivele, prioritățile, se stabilește de comun acord sau s-a stabilit de comun acord ce urmează să fie finalizat cu prioritate. Asta atrage un anume tip de finanțare, fie dacă este privat o finanțare mai ieftină, fie dacă este sub formă de granturi sau alte, sau accesul la alte forme de, sau fonduri de finanțare din partea Uniunii Europene și a partenerilor noștri financiari. Deci asta este principalul beneficiu, plus că dă un plan clar. Deci știm unde vrem să ajungem și care vor fi în mod strategic conexiunile rețelei de transport cu vecinii și în general în regiune și partea fluxurilor mari europene. Lucian, în cadrul mecanismului de interconectare a Europei, cât de real este ca proiecte depuse de Republica Moldova să concureze cu proiecte sau țări ca Germania, Franța, Spania? Și, pentru că ne dăm bine seama că cele din urmă au o experiență cu mult mai mare decât Republica Moldova în acest sens. Nu este chiar așa, pentru că ăsta este un regulament la nivel european, foarte bine stabilit, negociat de toate statele membre, care are o foarte bună, printre criteriile de acordare sau de prioritizare, hai să nu zic de acordare, pentru că principalul criteriu de acordare a finanțării este calitatea proiectului. Acum, sigur, pentru cineva nou venit în această comunitate, se pune problema cât de repede reușește să intre în ceea ce înseamnă de desubturile, de cunoaștere ale mecanismului. De aceea am și spus că deja în luna iunie o echipă de experți ai Comisiei Europene va veni și va explica în detaliu care sunt criteriile, condițiile, cum se face un proiect de succes în cadrul acestui mecanism. Proiectele sunt acordate de un comitet independent, deci nu sunt acordate de autorități europene, să spunem, care judecă pur și simplu, un comitet de experți care judecă în baza unui punctaj și metodologii bine stabilite valoarea proiectului și face o ierarhie. Acum trebuie să vă spun că în Uniunea Europeană este într-adevăr o mare concurență pe fondurile de infrastructură, toată lumea are nevoie de bani, dar ceea ce statistic se poate observa este că există întotdeauna un bun echilibru privind nevoile de dezvoltare în diverse părți ale rețelei. Acum, deci țări care sunt deja foarte dezvoltate sau alte surse de finanțare își dau seama că de fapt sunt într-o competiție
cu cele care au nevoie de dezvoltare. Și există o repartizare geografică destul de bună, adică nu se ia în considerare că cine e mai mare atunci este și mai tare și poate să prindă mai multe fonduri. Repede, depinde de valoarea proiectului. În al doilea rând, Moldova se află în această situație foarte stresantă din punct de vedere al infrastructurii și anume nevoia de a participa și vreau să mulțumesc pe această cale eforturilor pe care Moldova le face în ceea ce înseamnă coridoarele solidarității. Deci există o prioritate de fapt acordată infrastructurii care servește pentru coridoarele solidarității în această perioadă. Noi am reușit să definim sau să punem separat, să încercăm să direcționăm o parte din fonduri exact pentru această infrastructură care conectează și asigură un transport eficient și rapid al mărfurilor înspre și dinspre Ucraina și Moldova, pentru că sunteți parte din aceste coridoare ale solidarității. Ele nu au legătură numai cu România, ci cu toate țările de linie, dar merg și dincolo de asta, pentru că, de pildă, un proiect cum ar fi Dunărea navigabilă, astfel încât mărfurile ar putea ajunge în porturile din Trieste, pe Dunăre, cale ferată și portul din Trieste la Adriatic. Ăsta este un coridor al solidarității. Dar este nevoie ca toate conexiunile să funcționeze și atunci ceea ce facem practic este că identificăm tot timpul nevoile de îmbunătățire a acelor legături sau a celor verigi lipsă din aceste coridoare pentru a crește capacitatea lor. Deci eu cred că este un moment foarte potrivit pentru Moldova să vină cu prioritățile și proiectele ei și are șanse foarte bune. Dacă proiectele vor fi scrise cu calitate, pentru că ăsta este principalul criteriu. Mulțumesc! Doamna comisar, vă mulțumim, stimați jurnaliști, mulțumim pentru prezență.